Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că doriți să vă implicați în activitățile comunității noastre și vă asigur că problemele dumneavoastră vor fi ascultate de echipa din Primăria Municipiului Roman. Pentru mine, ca și primar al Municipiului Roman, este important aportul adus de fiecare cetățean al Municipiului Roman. Și am încercat în această perioadă să mă întâlnesc cu fiecare categorie socioprofesională, astfel încât să am o imagine cât mai corectă asupra ceea ce voi avea de făcut în orașul nostru și, bineînțeles, asupra ceea ce își doresc oamenii, pentru că, din punctul meu de vedere, asta este cel mai important, să ascultăm și ceea ce oamenii își doresc, pentru că nu întotdeauna proiectele autorității locale pot coincide și cu dorințele oamenilor. Și de aceea am vrut în această perioadă să luăm în primul rând pulsul comunității noastre. Se spune că cine nu are un bătrân, să-și cumpere. Eu nu v-am chemat aici astăzi ca să vă cumpăr, pentru că eu consider că sfaturile dumneavoastră cred că sunt cele mai importante pentru administrația locală, pentru întreaga comunitate și chiar mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației mele. Eu vreau să vă invit la dialog, vreau să vă invit să ne spuneți problemele dumneavoastră și împreună să identificăm și să găsim soluțiile cele mai bune. De aceea eu nu am vrut decât să fac această scurtă introducere și astăzi să fiți dumneavoastră cei care să vorbească mai mult și ulterior, în urma discuțiilor noastre, eu să vă răspund prin fapte, prin ceea ce vom putea să facem. Și am să vă rog, acum cum doriți, ori fiecare, ori dacă are cineva ceva propuneri concrete, să încercăm să le discutăm împreună și să le facem auzite tuturor. Și atunci, dacă văd că acolo în acel colț e ocupat, am să începem din partea aceasta. Nume, prenume, eventual dacă reprezentăm vreo societate a pensionarilor, dacă nu, pur și simplu, măcar zona în care locuiți, astfel încât să știm ceea ce avem de făcut în fiecare parte a orașului. Vă mulțumesc! Curaj! Doar sunteți oameni cu experiență. Chiar să sunt. Călărășanul Dumitru. Apăsați, vă rog, un pic pe 6-10 pentru televiziune. Călărășanul Dumitru. Da, e ok. Ales președinte al Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor Roman. Și cu alegerea aceasta este o problemă, pentru că suntem în justiție din 2013. Dacă îmi permiteți, nu aș vrea să intrăm în aceste detalii care nu țin de această parte. Pe mine mă interesează zona orașului, comunitatea în care trăim, și probleme punctuale în zone dumneavoastră de interes. Aceasta este altă problemă, dar v-am zis situația noastră juridică. Am înțeles. Suntem foarte mulțumiți că prezentăm interes pentru cineva, că până la ora actuală nimeni nu ne-a întrebat nimic. Deci asta e situația. Să trecem la problemele noastre. Pensionarii, după cum știți, sunt o categorie socială, foarte disciplinați, foarte conștiincioși, se achită toate datoriile și toate taxele, impozitele și alte probleme. Durerea care se aude este problema gunoiului, pentru că se va scumpi în nivelul orașului, apoi niște rezolvări, o rezolvare a acestei probleme, dar la ora actuală nu o cunoaștem, nu știm și se pare că se va scumpi foarte mult gunoiul. Deci noi cerem din punctul nostru de vedere, să se facă ceva la nivelul orașului pentru rezolvarea acestei probleme într-un mod favorabil pentru cetățenii orașului, în final, nu pentru noi, în special. A doua problemă care aș mai ridica-o
este microhidrocentrala aceasta. Ea a fost făcută după un proiect, în sfârșit, puterea debitată, respectiv energia electrică produsă, este o formulă foarte simplă. Volumul de apă care ia Moldovei, care ăsta e și nu avem ce să-i facem, așa de Dumnezeu, ori înălțimea de cădere a apei. Malurile apei sunt amenajate foarte bine în amonte de acest baraj și nu înțeleg de ce s-a făcut barajul ăsta așa de mititel, pentru că prin această treabă se putea cel puțin dubla energia produsă de această hidrocentrală. Deci, ca propunere ar fi să mărească barajul până la nivelul care este amenajat și să producă mai multă energie electrică, care această energie electrică, cum se zice, merge în iluminatul public. Deci, asta ar fi o propunere. Iar, după cum ați spus dumneavoastră, noi ne vom consfătui și cu membrii noștri și vom veni cu propuneri concrete, fiecare cu durerea lui în zonă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc pentru problemele sesizate. Într-adevăr, acesta era următorul aspect pe care voiam să vi-l comunic. Ca în momentul în care aveți sesizări concrete din partea celor de la asociația dumneavoastră, pe baza unei adrese să mi le aduceți la conștiință și să vedem cum poate pot fi rezolvate și cât de repede. Referitor la prețul gunoiului, într-adevăr, ați sesizat foarte bine faptul că au fost o serie de dezbateri în mediul public de pe raza municipiului Roman. Este o problemă însă națională și vă dau două informații foarte importante care sunt bine de știut. Practic din anul 2015, de când s-a descris depozitul ecologic de la Girov, un depozit ecologic gestionat de un serviciu de specialitate al Consiliului Județean, a fost aprobată o taxă de depozitare în acest depozit ecologic de aproximativ 45 de lei, cu tot cu TVA, pe metru pe tonă. Ideea noastră a fost încă de la început aceea de a face economii pentru cetățenii municipiului Roman, chiar dacă au existat foarte multe presiuni în acea perioadă, noi am preferat să continuăm depozitarea deșeurilor pe depozitul temporar de la Roman, care are în continuare autorizație de funcționare până în anul 2018. Problema este alta. Încet cu încet acest depozit devine insuficient și atunci trebuie să luăm în calcul această depozitare la depozitul ecologic de la Giro. Dar este vorba de o taxă stabilită de Consiliul Județean și care nu ține de municipiul Roman. Să spunem că asta nu implica neapărat o creștere așa de mare. Problema cea mai mare o reprezintă o taxă de mediu stabilită printr-o ordonanță de urgență numărul 31 din 2013, care prevede o taxă de mediu de 80 de lei pe tonă, care trebuie plătită la depozitarea în depozitele autorizate. Cred eu că acest lucru reprezintă cel mai mare factor care determină sau care poate determina o creștere la prețul gunoiului. Practic, ați văzut, v-am explicat până acum doi factori care determină creșterea prețului, dar care nu țin de primăria municipiului Roman. În anii trecuți, municipiul Roman este membru al Asociației Municipiilor din România și în anii trecuți, prin presiunile pe care le făceam noi la guvernanți, am reușit tot timpul prorogarea termenului de implementare a acestei taxe de mediu. Însă, începând cu ianuarie 2017, actualul ministru al mediului nu mai acceptă prorogarea acestui termen, drept pentru care, în mod normal, ar trebui deja să se achite această taxă de 80 de lei. Însă, de asemenea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Ministrul Mediului și cu Ministerul Dezvoltării la Asociația Municipiilor din România, am reușit să obținem o variantă de modificare a acestei taxe, o variantă care se află în acest moment în dezbatere publică și care e posibil
la ședința de guvern de mâine să fie aprobată. În momentul în care vom vedea forma finală a acestui text de lege, vom putea veni cu mai multe clarificări pentru a stabili ceea ce este de făcut mai bine. Sigur că o cotă mică de creștere, și era o cotă pe care eu personal mi-am asumat-o, era vorba de doar de 60 de bani, o modificare de tarif, care presupunea transportul deșeurilor de la Roman la Girov. Eu cred că pentru fiecare dintre noi, un 60 de bani de persoană, nu mi se părea o sumă extraordinar de mare, astfel încât deșeurile menajere să plece din Roman. Însă noi mai avem o problemă la nivelul municipiului Roman și care ține, din păcate, tot de Consiliul Județean. De circa 3 ani de zile, depozitul sau stația de transfer de la Cordun este finalizată, este vorba de un proiect cu finanțare europeană și, din păcate, dacă mergeți un pic mai încolo de fabrica de cărămidă, o să vedeți utilaje noi nouțe, o să vedeți dotări noi nouțe, tomberoane noi nouțe, care presupun și educarea populației pentru o colectare selectivă. Pentru că noi, încetul cu încetul, acolo trebuie să ajungem. Însă de 3 ani de zile nu s-a scos nici măcar până azi la licitație acest serviciu de colectare, transfer și depozitare a deșeurilor de pe raza municipiului Roman. Noi în continuare vom face demersuri pe lângă președinția Consiliului Județean să se urgenteze această licitație pentru a putea și noi, cetățenii municipiului Roman, să învățăm să colectăm selectiv, pentru că noi, dacă vom colecta selectiv, toate aceste costuri vor fi mai mici. În momentul de față, chiar dacă noi avem tentative de a colecta selectiv și am văzut că undeva în mediul celor care locuiesc la case a început să prindă, operatorul de salubritate de la Roman are fixată o zi pe lună, ultima sâmbătă din lună, pentru colectare selectivă. Prima au schimbat-o. Prima zi din lună. Era sâmbătă. Prima sâmbătă. Înainte era ultima. Au implementat acest sistem de colectare selectivă. Practic, dai un telefon la ei și îți depui și ulterior îți fac scădere pe factura de la deșeuri. Ori dacă am încercat să implementăm în zona de blocuri acest proiect, nu putem. Chiar dacă vom pune noi tomberoane diferite, operatorul de salubritate are o singură mașină. Și până la urmă rezulta tot amestecul și nu vom rezolva absolut nimic. Cu siguranță trebuie să așteptăm în primul rând forma finală a proiectului de lege și ulterior, în măsura în care se va impune, eventual putem să mai avem o discuție împreună, astfel încât să stabilim cum e cel mai bine de făcut în această privință. Dar asta vreau să înțelegeți foarte bine, că vorbim de două taxe care nu au nicio legătură cu primăria municipiului Roman. Vă mulțumesc. Numesc M.C. Cartier, locuiesc pe strada Mărului, în cartierul Nicolae Bălcescu. Problema cea mai mare a portului nostru acolo este că o jumătate de stradă nu avem gaz metan tras. La intersecția Mărului cu Narcisilor și Tinosului, o jumătate de stradă este gaz metan. De la intersecția Tinosului până în strada 8, și jumătate de stradă nu avem gaz metan. Problema care este cunoscută la primărie, noi am ridicat-o de mai multe ori. Noi, până la urmă, ne-am organizat un comitet de inițiativă, avem șansa, din nivel de rigoare, să-și fie cu casă pe strada noastră, în zona noastră, un inginer care lucrează la Ion, Târgu Mureș. Da. El ne sprijină, noi deja am achitat o taxă pentru un proiect, așa, de cam costă cam 60 de milioane de persoane ca să o luăm pe cont propriu. Noi, până la urmă, vom trage și primul interesat e el, că și-a făcut o vilă așa modestă și încălzirea e proiectată de gaz metan, deci el e săracul nevoit. Să insiste și ne tărie și pe noi după el. Dar, dacă am putea să obținem cât de cât sprijin din partea primăriei, n-ar fi din neglijat. E interesant așa, că pe Ocniție este, în zona unei locuiți noastre, este gaz metan și tot așa, s-o lua selectiv, nu știu cum.
tragerea gazului metan în Băzău. Da, deci în ceea ce privește această problemă, eu nu este o societate privată. Veți vedea că inclusiv după ce veți realiza dumneavoastră această investiție, EON va prelua în administrare acea rețea de gaze naturale. Problema e că EON își face niște calcule de rentabilitate. În momentul în care consideră că are un număr suficient de consumatori care îi permite recuperarea investiției într-un anumit timp, veți vedea că sunt ei cei care vor face investiția din proprie inițiativă. Din păcate, probleme din aceste cale dumneavoastră nu sunt singulare. Există în mai multe zone, atât din cartierul Nicolae Bălcescu, dar cât și din cartierul Petru Rareș, cu capete de străzi care nu au rețele gaze naturale. Într-adevăr, costurile pentru proiectarea și realizarea unor astfel de rețele sunt destul de importante. Astfel încât vom încerca să căutăm soluții, dar nu putem să rezolvăm peste noapte toate străzile din municipiul Roman să avem rețele de gaze naturale. Ceea ce a ținut de noi, în trecut știți foarte bine, spre cartierul Nicolae Bălcescu, am renunțat la acele țevi care erau pe deasupra și care nu erau absolut deloc estetice, și am reușit să le îngropăm, să realizăm o rețea subterană de alimentare cu gaze naturale și încetul cu încetul, în măsura posibilităților, acolo unde putem interveni și unde e o aglomerare mai mare de persoane, să putem să sprijinim și cu astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Primăriei când i-a pus asfalt, și este un lucru important. Dar când am auzit că vorbiți de gunoi, am crezut că atingeți o problemă extraordinar de sensibilă. E o problemă a României, nu a depozitarea gunoaielor în zone limitrofii a Romanului. Cred eu, după mine, că e o problemă extraordinar de gravă. Pentru că imediat, într-un an, doi, ne sufocăm. Nu sunt măsuri de contracarare? Da. Aici, într-adevăr, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Sunt anumite persoane care vin cu mașini mari de rezultate din material de construcții, rezultate din gospodării realizate. Într-adevăr, și cel puțin în acea zonă din cartierul Nicolae Bălcescu, cred că de cel puțin 3-4 ori am intervenit anul trecut pentru îndepărtarea acelor gunoaie, atât de pe marginea ocolitoarei est, cât și din alte zone. Noi încercăm pe cât posibil cu echipajele la poliția locală să monitorizăm acele zone, însă chiar vreau să fac un apel și la dumneavoastră pe această cale. Implicați-vă și deveniți activ, deveniți partenerul nostru și atunci când vedeți astfel de mașini, vă rugăm să ne sunați la numărul scurt 0233984. Este un telefon, un număr de telefon gratuit din orice rețea. Undeva să știi, dar el nu mai este unul să aibă numărul și când el căruța cu gunoi că trece. Bun, o să căutăm acolo în zonă, dar vedeți dumneavoastră, acolo în zona de case nu putem să mergem să afișăm la fiecare casă în parte. Trebuie niște zone undeva pe care să le găsim. Sigur. Ok, o să încercăm și prin acest... Ajungi gunoiul în cartier. Știu, într-adevăr. Dar este necesară implicarea poliției locale. Eu n-am, știți că am făcut iazul ăla acolo în cartier, știți foarte bine, recent am chiar fundat de văzare cu bărăi cum azi. Eu n-am văzut vreodată, toată ziua s-au pierdut. N-am văzut vreodată să vină unul din poliția locală, măcar să avertizeze. Și nu vine din Bulicul Târgului. Mărginașii. Toți mărginașii își cadă tot ce nu-i pisosește aruncă acolo. Eu am făcut odată acolo campanul, când am început lucrarea. Să vedeți acum, dacă veniți, ce este acolo. Ok. Păi, atunci o să începem. Mă mai cu ei. Vă spun, trebuie luat casă cu casă acolo și amendat. Pentru că e mărginașii și el spune, nu vine cineva din afară să spună că mai e. Mi-e frică de asta cum spargi geamurile, da? Dar n-am văzut odată cineva din poliția locală? Nu l-am văzut! O să monitorizăm și acolo zona și o să... Dar bănuiesc că astea o să înceapă mai prin primăvară, nu cred eu. Așa acum să ne... Și acum? Da.
Bine, haideți că vorbesc. Nu da. Da. Ok. Un problem care ați da. Trecut-o rădă de este tot și o problemă foarte importantă. Problema asta ce are pe e o problemă socială. Nu e numai problema ce are pe e o problemă socială a municipiului Roman. Deși punem problema asta, pentru că membrii ce are pe sunt 25.000. E jumătate din municipiul Roman. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu face obiectul discuției noastre. Adică da. E o chestie... Nu tot acolo ajungi. Nu, dar e o chestie care acum se află... Nu, profit de faptul că e media aici, a? Da. Domnule, să ducă de astea, să fac... Că noi suntem într-un provizorat de 45 ani. Acolo când stabilește legea, chiar nu face obiectul discuției noastre și mai degrabă mă interesează problemele astea punctuale. Eu știu că sunteți o comunitate foarte importantă și vă apreciez, dar chiar nu vreau eu să intru peste lucruri care excep competențelor mele. Știu, dar vă închipuiți dacă acest ce are eu se întâmplă o poză și încape pe mâna mai știu cui și dă faliment, e un impact social extraordinar. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu face obiectul discuției noastre acum. Deci mergem tot pe problemele acestea punctuale. Vă rog, domnul. Dar acum am o problemă. Acum se vede bânzoleața asta politică, care, nu știu ce. Eu zic așa că, în cazul când... Și cred că o să vă sprijinim să vă alegem. Dacă se pune problema să vă schimbați opțiunile politice pentru interesul orașului, cred că o faceți. Pentru că, la urma urmei, doctrinile astea de mijloc, de dreapta, de stânga, astea sunt poveri. Nu că da. Avem doctrine. Vă mulțumesc da. Mult pentru susținere și vă mulțumesc că sunteți aproape de mine. Însă cel mai important este să înțelegem că, în acest moment, bugetul Romanului poate susține investițiile pe care le are în curs și vom veni și cu investiții noi și cu siguranță vom găsi și resurse pentru a obține finanțări și de la Guvernul României, pentru că Primăria Roman a mai fost în trecut în opoziție și cu Consiliul Județean și cu Guvernul României și nu au fost absolut nicio problemă și nu au fost sincope în dezvoltarea orașului. Cred eu că cel mai important este să fie o persoană competentă, o persoană care să-și dorească să continue lucrările de modernizare a orașului, astfel încât cu toții să trăim într-un oraș mai curat și mai civilizat. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru toată susținerea dumneavoastră. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat pe noi pensionarii, unii din asociații, alții de pe străzi și fiecare a venit cu niște doleanțe și sunt binevenite. Este pentru prima dată în 55 ani de când stau în municipiul Roman în care se solicită o discuție cu cei care stau, cu cei care uneori chiar suferă anumite probleme care se realizează în municipiul Roman. Eu am să fiu scurt, deci apreciez această întâlnire, a fost pentru prima dată. Eu m-aș referi la două aspecte și amândouă depind de Consiliul Municipal și de primar. În primul rând, infracționalitatea juvenilă. Dumneavoastră aveți poliția locală. Avem piețele. Când piețe se întâmplă cele mai multe probleme. Acolo se concentrează o mulțime de bani, de oameni, cu bani, cu marfă, cu absolută. Și în Anton Pan, și în Mirodava, și în piața centrală. Aș dori de la dumneavoastră și vă propun ca poliția locală, sunt puțin și dumnealor, e adevărat, nu cuprind tot, ce nu se poate să cuprind tot, dar poliția locală să-și facă datoria mai corespunzător. Sunt acești copii care îi vede, ei cunosc de la una la alta, acești copii să-i scoată, să-i trimită de acolo, nu știu prin ce măsuri, să-i trimită la centre, să-i trimită unde trebuie, fiindcă aceștia sunt cei care provoacă și bagă mâna în genți și împing oamenii din nu știi. Eu, meseria mea probabil a fost înrudită cu această treabă și mă mai pricep. Dar vine, te împinge și ți-a luat banii. Culmea este altceva, că cei care sunt de față și uneori chiar au văzut, nu intervin. Și nu intervin că pe lângă acești copii sunt alții în spatele lor care li frică. Vă spun și la magazinul ce are, le s-a întâmplat. Când unul a băgat mâna în buzunar, adică într-o geantă la o femeie și chiar un salariat al nostru a văzut, a trecut din gură și când l-am întrebat că a venit și ne-a reclamat. Băi, de ce n-ai spus?
Păi, domnul consilier, mi-e frică că ăștia te așteaptă pe stradă. Hai să vedem și cu copiii ăștia să identific. Adică știm. Să vedem și aia care din spatele lor, că aia sunt cei mai periculoși. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Vedeți că prețurile la noi în Roman sunt pe undeva, eu am umblat mult în țară și umblu și acum. Sunt destul de piperate, dar sunt destul de piperate datorită faptului că avem prea mulți intermediari. Nu cel care produce, producătorul vinde. Ăla e așteptat la Horia, la Cordun, într-alte părți, drumurile astea care sunt pe intersecția europeană. Și vrând nevrând îl obligă să dea marfa cu cât fixează ei piața. Piața la fel după aia când vin ei, vine câte unul, că mai pătrun și de aici, lipoveni și alții și alții și alții, dar trebuie să se alinieze prețurilor pe care le fac acești oameni. Aici intervine factorul primărie, fiindcă primăria dă autorizațiile. Primăria eliberează, este o lege care să face treaba respectivă. Și dacă se estompează, se realizează oprirea acestor intermediari, este un lucru foarte bun. Un alt aspect și cu asta am încheiat. Tot pentru ca produsele și marfa să fie proaspătă și oamenii să se poată bucura cu banii puțin câte are, dar să poată cumpăra. Dom'le, și rezolvarea stă tot în mâna Consiliului Municipal. Noi avem niște centrale termice alea cu care le-am făcut și le-au făcut pe banii noștri, pe banii municipiului. Stau, unele au fost comercializate sau nu știu cum au făcut, s-au luat niște bani, nu-i treaba mea în ce fonduri a intrat, că nu sunt eu cel care verific. Dar mai avem câteva libere. O centrală de asta, cum e și asta din spatele casei de cultură. Mare, domne, perețe sunt în picioare, aia acolo. De ce nu se fac niște depozite ca să aibă vieți oameni când vin cu marfa? S-a închis piața la ora 16. Eu vin și îmi duc ce-mi rămâne în acest depozit. Bineînțeles că primăria va și câștiga, că aici va pune și un preț pentru stocarea acestor mărfuri. Iar stocarea acestor mărfuri în niște condiții de temperatură normală ca să nu li se strice. Nu numai unul avem, o avem și după Ion Creangă, două centrale, dacă nu mă înșel, domnul primar, care nu sunt folosite. Numai. Din alea două de pe Ion Creangă, una într-adevăr este a primăriei. Da, una a primăriei. Dar aici toate ce sunt vândute, sunt proprietăți private în partea asta. Din spatele casei de cultură, harababura asta mare e vândută? Da, toate sunt. Vă răspund acum punctual la fiecare din această problemă. Vă mulțumesc. Mai am o singură lucru. Dacă nu putem prin sensul ăsta acesta, faceți un proiect, că aceste proiecte se pot face chiar și prin fonduri europene. Și să începem, să demarăm un proiect pentru a construi, cu un teren, găsiți dumneavoastră undeva, un depozit cu toate facilitățile. Că am impresia că uneori e mai bine să-l fac de la început decât să-l reabilitez într-un loc în care îți trebuie atâtea probleme. Mulțumesc și eu. Vă răspund la fiecare întrebare. Să le luăm pe rând. Cea cu infracționalitatea juvenilă este într-adevăr o problemă reală în municipiul Roman și pe lângă zonele pe care le-a spus dumneavoastră, să știți că mai e și această zonă de la Profi de aici din față și prin zona Pascal, noi le avem și încercăm să le monitorizăm, însă e o problemă legislativă, nu ține de autoritatea publică locală și nici de competențele poliției locale. Noi identificăm acești tineri infractori și îi predăm la poliție. După o oră aceștia iesă, pentru că nu au o legislație care să permită sancționarea copiilor sub 14 ani. Foarte multe demersuri am făcut în trecut și chiar noi am venit cu propuneri către ministerele de resort, astfel încât să punem la dispoziția Ministerului Justiției un spațiu pentru crearea unui centru de reabilitare a infractorilor minori. Practic, noi pași în acest sens am făcut ca și Consiliul Local, atât cât stă în limita de competență a Consiliului Local. Din păcate, așa cum vă spuneam, este în sarcina Poliției Naționale, însă și ei, datorită restricțiilor legislative, nu au prea multe soluții vis-a-vis de acești infractori minori. Și vă spun că, pe lângă furturile din buzunare, tot cei minori sunt și cei care comit spargerile din autovehicule. Am întâlnit foarte multe situații când, de asemenea, infractorul este sub 14 ani și nu ai pârghii legale să acționezi. Mergând mai departe, problema cu depozitele. Și intermediarii.
și cu intermediarii din piață. Începând de anul trecut, am implementat un sistem de certificate de producători și dacă ați observat, în zona centrală a pieței, în zona din mijloc, se află doar producători. E acel sector făcut special pentru producători, cu certificate de producători emise de primăriile pe raza cărora activează acele persoane. Partea dinspre sensul giratoriu, cum ar veni de la favorit, e rezervat societăților comerciale, AF-urilor și PF-urilor. Astfel încât am încercat să creăm o delimitare, a se înțelege foarte clar care sunt comercianți și care sunt producători. Mergând la cea de-a treia problemă a dumneavoastră legată de aceste centrale termice, în momentul de față, primăria mai deține doar două astfel de centrale termice, restul toate sunt proprietăți private vândute prin anul 2006-2007. E drept că noi facem solicitări și chiar vom implementa pentru anul viitor un sistem de impozitare cu 500% pentru clădirile care nu sunt reabilitate și nu sunt îngrijite, astfel încât să forțăm aceste persoane să se ocupe de aceste clădiri. Ca și ideea dumneavoastră, e foarte bună de a crea un depozit în care comercianții să-și depoziteze marfa. Nu mi se pare o idee bună să aduc toate aceste mărfuri în interiorul orașului, acolo unde pot să creez trafic, vin cu mașini mai mari de 3,5 tone și atunci cauzăm un disconfort pentru cetățenii care locuiesc la bloc. Însă, mi-ați dat o idee foarte bună, pentru că eu iau în calcul în acest an proiectarea și modernizarea pieței. Pentru că vreau să transform radical piața centrală din municipiul Roman și cred eu că la subsol se pretează foarte bine astfel de depozite. Și chiar vă mulțumesc pentru ideea pe care mi-ați dat-o acum și pe care o voi comunica proiectanților. Vă mulțumesc mult! Inginer Dumbravă, da. Eu vă mulțumesc și eu. Într-adevăr, este prima dată când cineva din primărie, în speță domnul primar, are bunăvoința să accepte puncte de vedere ale pensionarilor sau a celor care locuiesc în acest oraș. Una dintre problemele care vroiam să vi le spun eu este tot legată cea de piață. Și mă gândeam și aș fi vrut să vă sugerez ideea de a face, privind spre viitor, a face o piață închisă. Nu. Este drept, s-a făcut, da, s-a făcut un perete, două panouri, trei panouri, două acoperișuri. Ideea este de o piață civilizată, mare, în care toți producătorii să-și poată expune mărfurile fără să înghețe nici merle, nici struguri, nici morcovi, nici ceapa, nici toate celelalte. Da, este unul din proiectele prioritare pentru mine. Una din treburile de perspectivă, îmi dau seama că costurile nu sunt și nu se pot realiza de pe azi pe mâine. Da, însă avem o viziune, avem un proiect și poate fi implicat. Așa, pentru legat de capitolul ăsta, în capitolul Anton Pan, este așa o micropiață. Nu știu cum să-i zic. Micropiață, i-am spus. O mică bașcă, ca să nu zic altfel, cu trei stâlpi de cordier și cu două panouri de policarbonat. Este loc acolo de extins un pic, înspre Bulevardul Republicii, și este loc. M-am uitat de multe ori, eu locuind în zonă, cumva, de extins aceea micropiață și de închis, zic eu, că și cei de acolo sunt tot oameni și cei care se duc vor găsi totuși ceva, niște produse nu înghețate și în condiții mai acceptabile. Dacă se poate și cu sursă de apă, ar fi și mai bine. Legat tot de capitolul organizare în municipiu, așa, v-aș ruga să invitați odată pe doamna dumneavoastră și copiii, nu cu mașina, pe jos. Per pedes, așa, de la capătul liceului de chimie, da. Mă știu că
mai treceți pe acolo, dar veniți cu mașina. Eu locuim pe aviatorul lor. Și să mergeți spre parc. Pot să vă dau repede un răspuns? Nu, vreau să vă spun eu acolo. Spuneți dumneavoastră. Pentru că îmi duc nepoții și dacă îi duc cu o bicicletă mică, cu o trotinetă, este imposibil ca cineva care vine acolo, ori plouă și nu numai băltoace, ori fac o rană că se împiedică și cad copilașii de acolo, dar mai cad și ăștia mari, dacă se întâmplă și treaba nu este în ordine. Da. Legat de treaba asta, aș vrea să vă spun că în zonă, eu locuind acolo de o bună bucată de vreme, rețeaua de apă este făcută cam din 58, dacă nu mă înșel. Și așa și de la și canalizarea. Și la fel se întâmplă și pe 30 decembrie. Sau 22 decembrie. 22. Eu știu de 30 decembrie, am spus-o așa cum este. Și cei de acolo au avut probleme cu, și cu canalizarea și cu apa. Mă gândeam că ar fi posibil, pentru că în momentul în care se începe zonarea la capitolul impozite, strada, zona 1 începe, sau zona A, începe cu strada aviatorilor. Și legat de capitolul ăsta, aș vrea să găsească o posibilitate pe viitor de eventual și de refacerea apei și canalizării, dacă este posibil, asta depinde de multe probleme, să se facă eventual un cămin de separare a zonei de alimentare cu apă. Știu că ați mai participat și ați mai lucrat la treaba asta. Dacă este cazul să se poată face o întrerupere pe toată zona aceea din spatele parcului, și dacă se poate rezolva. Da. În afară de treaba asta, găsesc eu că un primar gospodar, să mă scuzească că spun așa, dar eu așa aș face. Cei care locuiesc la casă știu foarte bine și eu vă invit și pe dumneavoastră să vedeți. În față la mine, la casă și pe trotuar și pe stradă. E curățenie. E dată zăpadă. Este manevrată zăpada. Să mă ierte cei care stau la bloc, care calcă pe urmele celui care a trecut primul prin zăpadă. Nu știu câți iesă afară cu o lopată în mână să facă. Dar aș zice că și primăria poate face ceva. Pentru că eu am ajutat pe multe persoane să se ridice de jos, de pe trotuar, pe timp de iarnă. Zic că asta ar fi o soluție mai simplă pentru primărie și este posibil să cumpărăm vreo 4 freze. Am văzut și eu am fost în Canada la feciorul meu, și am văzut acolo că fiecare are câte o freză de asta care aruncă zăpada de pe trotuar. Și aia dacă se trece o dată de două ori în momentul în care este zăpadă și primăria are bani să cumpere niște freze de alea mici. Nu este o gaură în cer, nu vorbesc. Adică e vorba de 5, 6, 10 milioane de bucată. Adică curățăm pe stradă, dar pe trotuar pe unde, atunci ce facem? Trec și oamenii tot pe stradă, ca să alunice bine mersi și să cadă în toate felurile. Da. Haideți să încep să vă răspund, că mi-ați dat multe teme și am multe de răspuns. Da, referitor la acea zonă, zona străzii Eternității. Vreau să aveți în vedere chestia cu impozitul, că era legată de treaba asta. Nu știu exact care este situația impozitului pe anul ăsta, nu știu dacă s-a mărit sau nu s-a mărit. Nu s-a mărit, nu. Deci impozitul nu s-a majorat. Ok, deci plecând de la strada Eternității, merg pe acea stradă de foarte mulți ani și de foarte multe ori și cu căruțul când mergeam în parc, vă dau perfectă dreptate. De aceea, în acest an, este deja pregătit proiectul pentru reparații capitale strada Eternității, care presupune lărgirea acelei străzi, crearea de locuri de parcare și pe stânga
și pe dreapta, reabilitarea trotuarelor, dar în același timp și cu ocazia asta vă cer și un sfat, că toți suntem la capitolul sfaturi. Ca să realizăm parcări și pe stânga și pe dreapta, să mărim acea capacitate de parcare a autovehiculilor, pot dacă fac un sens unic, direcția dinspre Bulevardul Republicii spre Cimitir, spre Mihai Viteazu, și de asemenea o rețea de sensuri unice pe toate acele străzi. Și eu cred că poate fi o idee bună, pentru că și acele străzi știți foarte bine că sunt înguste. Atâta timp cât au circulat doar riveranii, ei se înțelegeau și știau că trebuie să aștepte unul pe celălalt. Din momentul în care însă va fi un trafic mai mare în acea zonă, nu mai există acea înțelegere. Și de aceea am gândit că e foarte bună o rețea de sensuri unice. Cine are de venit dinspre Mihai Viteazu poate veni fără nicio problemă pe fosta Florilor, actual Roman Mușat, care și acea stradă va intra într-un proces de reabilitare. Voi turna covor asfaltic de la sensul giratoriu de la Doi Măgari până la Cimitir și de asemenea covor asfaltic vor avea toate aceste străzi. Astfel încât când vom termina toate acele, la fel cum v-am lăsat pe dumneavoastră, mă lăsați și pe mine și după aceea îmi spuneți. Și vom crea acea zonă într-adevăr foarte frumoasă și foarte ușor de mers spre zona parcului. Însă mi-ați dat o idee iarăși foarte bună și de aceea vă mulțumesc și consider că sunt utile aceste întâlniri. Voi discuta cu reprezentanții APASERV, care sunt operatorul județean de apă și apă menajeră, ape uzate, astfel încât să le solicit, dacă tot vom realiza aceste activități de asfaltare, să le solicit și un plan de investiții în zonă pentru înlocuirea rețelelor de apă și eventual chiar și de canalizare. Mai departe, plecând de la prima propunere a dumneavoastră cu închiderea micropieței din Anton Pan, să știți că nu există o așa mare solicitare din partea comercianților pentru a veni în acea piață. Însă sigur că în momentul în care vom găsi că există interes și din partea cetățenilor, dar și din partea comercianților, cred eu că putem gândi un sistem de închidere a acelei zone, astfel încât poate și astfel să existe un număr mai mare de comercianți care să satisfacă nevoile cetățenilor din zonă. E drept și e foarte adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu dezăpezirea. Să știți că eu, după ce am terminat de dezăpezit în oraș, după 3 zile de căderi masive de zăpadă, duminică seara pe la ora 9 m-am dus acasă și a trebuit să dezăpezesc și la mine. Și știu ce înseamnă să dai la lopată. Am dat atât partea din fața porții ca să pot să ies cu mașina a doua zi, cât și aleile din curtea mea. Însă ce am remarcat și dumneavoastră aveți perfectă dreptate, foarte mulți oameni care în momentul în care treceam cu utilajele pe aleile dintre blocuri, stăteau cu coatele pe geam și dădeau indicații. Mai fă și acolo, mai fă și acolo, fă-mi și mie garajul. Ceea ce nu e ok și de aceea știu că la case, la locuitorii de la case, există o cutumă. Fiecare să-și dezăpezească în dreptul gardului, până la limita de proprietate, astfel încât circulația se desfășoare în condiții de siguranță, sigur atât pentru acele persoane, cât și pentru ceilalți. În legătură cu frezele, sigur că noi vedem în străinătate foarte multe utilaje performante și vă dau perfectă dreptate. Însă activitatea de salubrizare este o activitate externalizată, câștigată prin anul 2007 de o firmă privată, firmă care trebuie să se îngrijească de utilajele necesare. De aceea nu ține de primăria municipiului Roman cumpărarea acestor freze, ci de societatea aceea privată. Însă e bună ideea și o vom prelua. Nu știu dacă ați observat în acest an trotuarele, cel puțin cele mai mari, le-am dezăpezit cu un utilaj ATV cu o lamă în față și ulterior, în primele zile, atunci când a fost necesar să creăm căile de acces, am efectuat doar acele spargeri, acele breșe spre trecerile de pietoni. Ulterior, când vremea ne-a mai permis, sigur că am finalizat
activitățile de curățare a trotuarilor de zăpadă până la asfalt, respectiv până la pavele. Da, vă mulțumesc mult. Dacă îmi permite, da, acum. Am vrut să vă spun efectiv la strada pe care vă prins. Pe partea stângă, dinspre Rahova, da, spre școală, se poate lăți măcar cu jumătate de metru să încapă două mașini. Bun, și asta ar însemna să intrăm în spațiu verde, și pe o parte și pe altă. Jumătate de metru, nu este, dacă treceți pe acolo, eu chiar vă aștept cu drag plăcere. Eu am trecut pe acolo, și știu. Mai este o problemă. Când, Doamne ferește, se întâmplă pe Bulevardul Republicii să se facă o oprire, fie din cauza canalului de apă, care da, subtraversează bulevardul, fie din vari motive, se închide circulația și de la școala 3 și până la 2 Măgari, toate mașinile trec ori pe Aviatorilor, ori pe 30 decembrie. Da. Covorul asfaltic acolo a fost făcut pentru alee, nu pentru... Și dacă vă uitați, treceți și vedeți cum e. No, acum o să-l facem pentru trafic. Zârdie toate geamurile când trec mașinile. Știu. Așa este, aveți perfect dreptate, de aceea luăm în calcul reabilitarea în totalitatea zonei. Vă mulțumesc mult! Mai e cineva de aici? Nu, merge. Ichim Sava, pensionar, cartierul Lucescu. Uite la probleme, domnul. Avem situația câinilor Baba Garbonți. Acolo în capăt, ne-ntoarceau da, buzul, apoi la Lucescu. Foarte mult adus în afară, poate și din care mâncă găini cu oamenii l-au adus la marginea orașului și s-au acuiat în acea zonă. Pot fi găsiți acești câini în grădinile din spate de acolo, din stația de autobuz, în față la Nicurusul unde are proprietatea da, și în față la Icarisaj. Teme ilegal ar exista există pentru o soluție a acestor câini, respectiv împreună cu asociația de vânătoare și cei de la locatul care strâng câinii, cei de la locatul să îi strângă pe cei din intravila și cei din extravila, vânătorii să-i aplice legea, fiindcă distruge și la urma urmei și vânatul. Da. Să-i facem în ușă atunci, sau căciun. Așa. O a doua problemă da, ar fi. Avem nepoți și când mergem cu mașina să-i luăm la grădiniță de la școala Bălcescu, nu avem locuri de parcare acolo și așa. Să mutăm un pic gardul din față, din la sala principală, mai înspre școală, și s-ar putea face loc de parcare. Fiindcă proprietarul de la complex amenință oamenii că o să pună cuie și să nu mai lasă să mai tragică mașinile pe partea opusă. No, acolo problema e că el nu poate să amenințe dacă, decât dacă e blocat accesul spre proprietate. Da, are poarta aia are, la intrare mai largă și oamenii parchează acolo. Acolo și permanent ieși cu amenințări și oamenii spun da. Și deci, și unde... Repede, numai să-mi iau copilul sau nepotul. Da, știu. S-ar putea, este loc destul acolo, în partea școlii, domnule, pentru o amenajare a unei parcări. Robor de animale. Dacă s-ar putea. O fost, dar nu mai prezentat interes de la sine. Sau... Un microbus pentru copiii care să vină din capătul ăla în oraș. Este traseu de local. Da, ăsta, traseu cere mulți bani. Un microbus școlar, dacă s-ar putea. Da, asta trebuie prin... Dar nu cred eu că ne dau nou la nivelul romanului. Astea se dau pentru distanțe mari. Trotuare pe străzile Mărului, Zambililor, Zimbrului, da, dacă aveți în vedere.
Momentan în cartierul Bălcescu avem în vedere asfaltarea a 4 străzi în acest an. E vorba din Mărului, Ogniței, Tinosului, da? Da, 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 da. Toată partea aia dreaptă, cum ar veni, coborând spre podul la Siret, le-am. Deci vreau să fie un program multianual în care 3-4 străzi în fiecare an să intre la asfaltat. Le-am în vedere. Ca să vă răspund acolo... Zăpada. Spuneți. Zăpada care este acum așezată la lângă bordură. Nu văd implicare pentru a fi ridicată. Măcar dacă, în perspectiva că vine căldura, să se curăță rigolele, ca să... Asta da. Asta da. Asta da. Da. Așa. În fața casei 326 de pe Bogdan Dragoș, există o gură de canal. Deci la casa 326. Se observă acolo că conducta de apă care merge la ecarisaj este spartă, de astă vară. Acum s-a lăsat și asfaltul. Și întrec mașinile cu greutate, da. Zgomot de ocrapa și perețe pe la casele din zonă. Poate găsi o soluție, ori ne punem și asfalt. Acum da, doar singur... Cum curge apa, domnul primar, cum fie adică acolo din conductă? O să trimit acolo pe cineva de la... Deci la 326. Da. Și o problemă personală, domnul primar. Canalizarea orașului trece pe o bucată de teren a mea din Tarlaua Ecarisaj 3. Canalizarea orașului, iar în zona aceea este acoperită cu fustierii. Vara, emană călură canalul și toată cultura deasupra mi se usucă. Lângă bucata mea există o șuviță de teren, am putut un drum, mai scurtă, care este la dispoziția primării Comisiei Comunale. Solicit dumneavoastră, domnul primar, un drept de folosință a bucății ceea de teren, care este lângă mine. No. Un drept de folosință, deci nu de proprietate, un drept de folosință în compensarea Îmi faceți, vă rog, îmi faceți o solicitare și cu o schiță, dacă... Oameni. Da? Ok. În regulă. Așa. Da. Și avem și un număr de telefon aici? Îmi dați după. Când se termină, îmi dați număr de telefon și discutăm pe el. Da. Vă mulțumesc mult. Vreau să răspund... la câteva din problemele ridicate. Știu iarăși foarte bine acea zonă și eu vara mai doresc uneori să mai merg pe digul de la Siret și de multe ori mi-e teamă și mie să trec pe acolo. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți câini în acel colț. Chiar de anul trecut am mai vorbit cu cei de la Locato, am reușit să mai prindem câțiva, însă în continuare probabil ori sunt aduși, ori sunt foarte mulți câini care s-au sălbăticit pentru că au trăit numai pe câmp. Problema este că în momentul în care acești câini se refugiază pe o proprietate privată, fie ea și doar o grădină, nu mai avem drept de a mai interveni, fiind vorba de proprietate privată. O parte din acei cetățeni chiar protejează acești câini și nu ne dau voie să-i prindem. Voi monitoriza în continuare acea zonă. Eu am pornit încă de săptămâna trecută o acțiune împreună cu Poliția Locală și cu societatea Locato și aceste acțiuni vor continua, cred că, până la sfârșitul lunii februarie, pentru că acest fenomen al câinilor fără stăpân a cam luat amploare la Roman și trebuie să revenim acolo de unde am plecat. Și voi monitoriza acea zonă și mă voi implica personal. Voi vedea împreună cu colegii mei din primărie și în ceea ce privește posibilitatea realizării unei parcări în zona școlii din cartierul Nicolae Bălcescu. E o stradă pe care eu merg foarte des și într-adevăr observ și eu dimineața, la prânz mai puțin că nu ajung în zonă,
dar dimineața observ că într-adevăr acolo se mai strangulează un pic circulația datorită celor care își lasă copiii la școală. Primăria municipiului Roman, sigur că nu e o primărie neapărat săracă, dar nu e nici o primărie la nivelul unei reședințe de județ sau a municipiului București, a primăriilor de sector. De aceea nu ne putem permite să ridicăm zăpada chiar din toate zonele orașului. Prioritatea pentru noi a fost să ridicăm din zona instituțiilor, acolo unde oamenii trebuie să aibă acces la instituții. Însă e foarte bună ideea dumneavoastră și chiar de săptămâna viitoare voi dispune acest lucru, eliberarea gurilor de preluare a apelor pluviale și curățarea lor, astfel încât în momentul în care va interveni procesul de topire a zăpezii să poată să fie funcționale și să se scurgă cât mai bine. Și de asemenea voi solicita conducerea PASERV, verificarea acelei conducte de apă de la casa 326 și între timp noi avem o soluție, o mixtură asfaltică care se pune la rece, RRD, și să mai îndulcim acum în zonă acea trecere și ulterior în primăvară, când condițiile meteo vor permite, să intervenim pentru efectuarea reparației și ulterior asfaltarea zonei. Vă mulțumesc mult pentru informații. Mă numesc Nicolae Stanciu, sunt mesagerul celor mulți pensionari de la Casa Pârșnicului și vreau să vă transmit cele mai sincere și pardurări de bine și date din partea noastră, unde vă... Nu. Apăsați dumneavoastră. Așa, e în regulă. Unde aveți toată încrederea mea că vom susține alegerile de noastră. Domnule Mar, am două probleme. Nu discutăm de alegeri. Nu. Dar și domnul m-a susținut, așa că nu e o problemă. Am două probleme. Una ar fi, așa cum ați arătat dumneavoastră, în planul dumneavoastră, în care îl aveți, este vorba de la hala aia de care, unde fiecare om care e la căriciorul ăsta nu poate urca acolo. E vorba să facă un plan întâlnat cu câțiva pași cumva acolo la hală, să poată să meargă și ăștia care... Nu, hala eu nu o iau în calcul acum. Vreau doar piața de agroalimentare. Sunt de acord cu dumneavoastră, acolo trebuie căutat o altă soluție și aia e clădire monument istoric. Și acolo ne trebuie avizul de la Ministerul Culturii. Eu, din urmărători, am niște prieteni pe acolo în cartea Măsbulu, și nu, ar vrea să meargă în hală și nu poate, pentru că e căricior și dacă ar avea... Am înțeles, pentru persoanele cu handicap, spuneți. Da, pentru persoanele, da. A doua problemă care este foarte, foarte dificil este canalizarea de la cartierul favorit. Când plouă în abundență, la noi e nenorocere. Și apoi, dacă vrea să vedeți la unul din blocurile alea 34, și apoi este apa în boxe. Probabil că debitul care e acolo, canalele care sunt acolo, au fost proiectate foarte prost și totdeauna când vine când plouă în abundență, toată apa se revarsă acolo și a pus o și policlinica aia. Da, știu, da. E ceva de groază. Știu, păi acolo țineți minte când toamna anului trecut am stat cu pompile vreo 4-5 nopți acolo. Am văzut acolo. Da. Dacă s-ar putea să faci, părinți, față, să schimbi canalizarea acolo, că nu se poate așa ceva. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Da, vă mulțumesc și eu pentru sesiune. Ghioță Mihai, Roman, pensionar. Domnul primar, problema parcului cu ciorile. Se poate găsi oare o soluție ca să nu mai fie. Să nu mai fie, da. Să mai dispară din ciorile astea. Eu m-am gândit așa, știu, eu nu știu, nu sunt specialist. Ceva, un sistem electronic, cumva. Vă povestesc eu. Prin copaci, cumva, așa. Vă povestesc. Și de când să bubuie, să-i sperie, să... Deci, am avut trei modalități de intervenție acolo. Unu, am acționat prin alpiniști, să le distrugem cuiburile. Tot acolo rămas. Am acționat prin intermediul Asociației Vânătorilor și Pescarilor. Tot. N-am rezolvat mare lucru. Am achiziționat un sistem electronic care imită zgomotul păsărilor de pradă. Tot n-a reușit, nici cu ăla. Inclusiv la Timișoara au încercat sistemul ăsta, nici la ei n-au reușit. Chiar am vorbit acolo, pentru că la ei îl văzus în prima dată, l-am încercat și noi, nu a avut nicio șansă. Ce cred eu?
Eu am văzut oarecum cam cum migrează aceste ciorci. Le-am văzut că foarte mult merg spre groapa noastră de gunoi. Stau și mă gândesc că dacă noi la un dat o să închidem la anul groapa asta de gunoi, nemai având nimic aici în zonă, poate ori migra încolo spre Girov. Unde e depozitul de acolo. Că doar așa, cărând gunoiul de aici, poate pleacă odată cu ele. Mai e problema veteriță. Le mănâncă ouăle. Numai că nici asta n-a dat rezultat ca o căruri veteriță. Da, știu, am avut niște veveriți în pat. Da. Bună asta. Bună. Se emite zgomotul din pușcătură. Pentru că văd că se sperie de la... Da, da, vine înapoi. No, el e mai mult de la praful de pușcă de la alea. Pentru că deja, când numai cât te apropii de el, reacționează. Asta a fost transferul. O altă problemă. Da. Până anul ăsta s-au făcut concesionări pentru garaje, pentru terenul din garaj. De anul ăsta nu se mai fac. Se închiriază terenul. Vă răspund imediat. Anul trecut, de exemplu, am plătit 80 de lei pe un an de zile pentru 15 metri pătrați, fiind concesionat până în luna octombrie, iar pentru anul ăsta trebuie să plătesc 30 și ceva, 40 de lei. 40 lei? 400 de lei, da. Fiind închiriat, nemai fiind da. Concesionat. Da, vă povestesc imediat. Eu credeam că dumneavoastră ne ajutați. Mergem mai înspre, știu eu, să reduc taxe. Vă povestesc imediat. Impozite, să mai reduc, deci, nu se mai adaugă. Chestiunea e în felul următor. Știți foarte bine că e o poveste foarte mare cu garajele astea. Unii sunt pro-garaje, alții sunt împotriva garajelor. Eu am fost adeptul ideii că acolo unde sunt garaje, și depinde cum arată acele garaje, pot fi menținute fără nicio problemă. Ideea e că în momentul în care s-a expirat contractul de concesiune, asta a fost soluția imediată pentru a putea beneficia în continuare de acel teren. Plecați de la premiza că sunt situații în municipiul Roman, acolo unde pentru locurile de parcare, sunt romașcani care plătesc 300-400 de lei pe an doar pentru un loc de parcare, fără garaj, fără nimic, doar pentru un loc de parcare. Deci dumneavoastră sunteți una din situațiile privilegiate, așa, că aveți garaj. Nu, dar aici nu discutăm. Nu, dar aici nu discutăm de venit. Acolo e licitații și se mai întâmplă un lucru. Eu scot la licitații terenul de sub garajul dumneavoastră și vine cineva care își permite, nu are nimeni. Prioritatea are ăla care dă banul. Așa a fost prima dată. Nu, lăsați prima, s-o schimba legile de prima dată. Deci acum, dacă eu scot la licitații, există riscul să vină unul puternic financiar și vă ia terenul. Ce faceți? Când e bine? Văd mașină. nu e asta o soluție, însă o să vedem un pic. Dar vreau să vă întreb altceva. Aveți autorizații pentru construcția garajului? Deci da, e cu autorizații. Bine. Pentru luna noiembrie și decembrie eu trebuie să plătesc chirie. Da, că era expirat. Expirase și perioada inițială și jumătate din perioada ei. Da, și acum pentru anul ăsta au trebuit închiriere. Închiriere, da. Eu o să văd în situația asta, dar de acum la... euro metru pătrat, parcă mi se pare... Păi asta vreau să vă zic acum. Când discutăm taxele și impozitele locale pentru la anul, undeva prin luna noiembrie, am să vă rog, veniți până la mine, prin octombrie veniți pe la mine. Și haideți să vedem dacă sunt mai mulți cetățeni care solicită asta, putem să mai diminuăm un pic taxele pentru închiriere. Dar și eu și o zonă unde nu e folosită, e izolată, e... O putem discuta pentru taxele de la anul. Am înțeles. O putem discuta pentru... Da. Și încă o problemă. În majoritatea orașelor din țară, pensionarii au, știu eu, gratuitate sau li se reduce... Pentru transport în comun. În Roman nu există așa ceva. Păi noi nu avem transport în comun. Sunt niște operatori. Nu salut Dedemanul. Dedemanul ce are niște transporturi private doar pentru Dedeman, iar restul ce le vedeți, într-adevăr, sunt cu reclamă de la Dedeman, dar nu, sunt operatori privați care operează pe niște trasee în Roman. Deci la Roman nu mai există transport public local. Da? Deci sunt operatori privați care astfel acționează. Însă știți foarte bine că eu,
conducerea veche a primăriei, dar și eu am preluat și am mers mai departe, în sprijinul pensionarilor tot am venit cu acele etichete sociale. Am mărit acum limita pe membru de familie la 1000 de lei. Tot am zis, bă, de vreo 3 ani s-o mai mărit, poate puțin venituri la oamenii ăștia. Și aici să venim în sprijinul dumneavoastră. Dar sunt lucruri pe care le putem face și lucruri pe care nu le putem face, că nu sunt în raza noastră de competență. De asta, la Roma nu mai există transport public local. Care sunt? Sunt firme private care își organizează transportul. Și noi nu-l putem reintroduce? Păi nu e rentabil, de ce s-a închis? Păi, dar nu cer autorizație, dar dumneavoastră... Nu, au licitat pe un traseu, iar acel traseu ei operează pe el. Ei sunt operatori economici privați. Ei au licitat, într-adevăr, pentru acel traseu. Dar atât. Eu mă refeream la Dedeman ăsta care fac cursuri prin oraș. Dar nu e Dedeman, repet. Deci ei poartă reclama lui Dedeman, atâta tot. Dar ei sunt operatori privați. Ei n-au treabă cu... Da. Vă mulțumesc mult. Se poate, nu se poate. Și eu da. Cu speranța că facem ceva cu chiria. V-am zis, în luna octombrie veniți la mine și le discutăm pentru taxele și impozitele pe anul viitor. Da, păi atunci să stabilesc taxele pentru anul următor. Atunci le discutăm. Acum, pe anul ăsta nu se mai poate. Eu știu, vă înțeleg perfect. Încercăm să fim aproape de dumneavoastră. Nu. Bun, atunci. Da, da, spuneți. Da, i-a pasat, e ok. Pentru că mi s-a oferit ocazia să ajung în preajma mea voastră, e o problemă mai mult personală. Spune, de exemplu, am făcut donații pe apartament, unul e nepot. Da. Și după 12 ani, din 2 ani în coașii, impozitul meu s-a dublat. Cum adică s-a dublat? Da, la primărie s-a dublat, nu? Rămâniți acum un pic după întâlnirea asta și mergem împreună jos să vedem exact de ce e vorba. Mulțumesc, da? Mulțumesc. Bine. Dacă îmi permis, am propuneri cu șoarele. Dar să nu dacă e acceptabil. Dați o hotărâre de Consiliul Local, să devii comestibile și într-un an dispară. Dacă într-adevăr erau comestibile, erau dispărute din mult. Dacă dați un HCD-ul, devin. Depinde de gusturi. Dacă îmi permiteți, chinezii au scăpat de cior, punând chiar așa un sistem electronic tip cărăitoare. Le-au pus să cări acolo în preajma cuiburilor, ciorile au fost speriate și n-au mai venit și au obosit și au murit, efectiv. Nu, dar păcat de parcul ăsta frumos. Nu, așa este, așa frumos este. Frumos și băncile alea într-o... Vă dați seama că e o problemă și pentru noi. Extraordinar. Da, dar trebuie să știți un lucru. Și ciorile așa cum sunt, nu le omoră toate. E specie protejată. Nu numai de specie protejată. Problema protejată. Problema pșoanii de acolo, de ani. Dar nu așa mult. Ne învățesc soare. Domnul primar, dacă permiteți și mie, toți de plânge în parc. Dar ele unde se duc? Și voi unde mergem? Mergem acasă. Păi haideți să trecem la un program de împădurire. De dotare cu copaci în prejurimile orașului. Și atunci vom avea un exod al lor din parc și spre acele zone. Da. Că au cam dispărut copaci, mai ales că acum cineva va veni cu ideea să bestializeze prin tundere intensivă copacii din oraș. Nu mai are o bunicuță pe unde să-și plimbe nepotul, nu mai au copiii pe unde merge la școală fără să-i bată soarele în cap vara. Și ca aspect, uitați-vă puțin pe bulevardul Republicii. Cum cobori în vale, pe stânga ai unitatea militară. Când te uiți la clădirile unității militare, te-a făcut spaima. Le-au lăsat neîngrijite. Este cea din colțul unității militare, cum mergi spre magazin universal, este pur și simplu distrugere. Malul ăla, au încercat să facă ei ceva, dar nu și-a dat interesul, dar clădirea e mai de capul ei, copacii au dispărut de acolo, au fost tăiați. Ceilalți sunt cionțiți, ai așa o senzație de gol exact în mijlocul orașului. Acolo, din păcate, ține din Ministerul Apărării Naționale și ei ar fi... Ține, într-adevăr, de altcineva, dar când un gospodar nu e gospodar și mai are și casa în stradă, poate fi tras puțin de urechi. Acolo, așa cum noi avem obligația să curățăm...
Știu, noi am mai avut acolo discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, spuneau într-o perioadă că vor să transforme într-un centru logistic. Acolo și voiau să facă investiții. L-au transformat. Clădirea este gata. Și cum noi ne dorim cu toții să trăim într-un oraș verde, curat și îngrijit, pentru că asta dă sănătate, da, a trebuit să mai faceți câte inspecții așa, cu câte o plimbare de lucru, prin zonele acestea mărginași. Uitați-vă puțin pe strada Islatului. Da. Câte spaima cât ești acolo, câte gunoaie sunt. Le curățăm o dată, de două ori, de trei ori. Apoi îl vom găsi și pe cel care aduce acolo. Pentru că românul zice, dacă a pus, ăla pun și eu. Știu. Dacă a făcut, ăla fac și eu. Și se pune. La fel pe malul apei. Uitați-vă în zona podului de fier. Ce este acolo? Am început să crească buruienile peste morozul bucărat de noi, ani și ani de zile. Și ne mai gândim că am putea face un prim pas, strângând toate petrele de pe câmpurile din prejur, cel puțin cu elevii de la școală, de la școlile în care se predau elementele acestea de mediu. Da. Pas corespunzător, ar putea să da. Și eu mă am făcut în toamna anului trecut astfel de activități de ecologizare și a fost un proiect foarte bun și îl vom continua. Și într-adevăr am avut elevi și de la școli și de la licee, a fost chiar o acțiune foarte reușită și acel proiect va continua. Să știți că întâmplător chiar trec prin zonele acestea mărginașe, inclusiv pe strada Islazului, știu gunoaiele care se depozitează, de multe ori am făcut curățenie acolo, vom continua și vom încerca și identificarea celor care depozitează în zonă. În această primăvară vom continua programul de plantare de arbori și chiar mi-ați dat o idee acum. Am să vă invit și pe dumneavoastră, reprezentanții pensionarilor, să fiți alături de noi când vom efectua aceste lucrări de plantare de arbori, așa cum vom avea și generația tânără alături de noi, cred eu că poate fi o activitate foarte frumoasă pe care să o facem în cadrul comunității noastre. Știu, da, da, mergem, vom avea. Iar pentru acest an am dat dispoziție ca niciun copac de pe raza municipiului Roman să nu mai fie tăiat, doar toaletat și doar acolo unde situația o va impune și sunt solicitări prin 112 că sunt copaci în pericol de a cădea, să intervenim și de comun acord cu proprietarul, dacă considerăm că încă nu e cazul de a fi tăiat cu totul, să-l mai lăsăm încă. Însă trebuie să fim foarte atenți și la efectele negative pe care le poate avea în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, astfel de copaci care pot cauza daune materiale și nu numai. Da. Da, vă mulțumesc mult. Nu vreau să da. Vă reamintesc. Despre toalele de la jucătării, mai mult timp să zic ceva. Și când, doamne, pe la noastră stăm acolo, am înțeles. Să te acum să... sau să nu închide cel puțin. I-am spus acum, am domnul cămașul pus care și cum am. Și la ora 4, în timp, să mă gândesc în personală, în timp, să mă am înțeles. Dar asta e, discutăm perioada verii, nu? Da. Din primăvară până, da. Dacă acolo de copadul, dacă... Am înțeles. Ok, în regulă. Vă mulțumesc mult. O consider o discuție foarte bună cea pe care am avut-o astfel, foarte productivă și, sigur, am preluat foarte multe idei de la discuțiile cu dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru toate sugestiile pe care mi le-ați acordat.